Bună ziua și bine v-am regăsit la un filmuleț. După foarte mult timp, cred că o lună, când am postat ultimul filmuleț despre cumpărături alimentare. Și anul trecut am vrut să fac genul acesta de filmuleț despre recunoștință. Cred că toți ar trebui să fim recunoscători pentru tot ce avem și să și zicem. Dacă nu cu voce tare, să zicem în gândul nostru și să fim conștienți de asta. Anul acesta am învățat foarte mult despre recunoștință. Deci anul acesta a fost un carusel de sentimente și de întâmplări în viața mea. Deci s-au întâmplat foarte multe. Deci a fost anul când am pierdut persoane dragi mie, care credeam că le sunt la fel de dragă și lor, dar s-a întâmplat să ne îndepărtăm și fiecare a luat-o pe drumul lui. Sunt recunoscătoare pentru asta, pentru că este o lecție și pentru mine, am ceva de învățat din ea și este o lecție și pentru ei. N-am să vă dau nume pentru că nu mi se pare corect. Toți trecem prin asta, nu cred că sunt singura care aveți persoane dragi în viața voastră care se întâmplă să se îndepărteze sau să fie conflicte sau etc. Deci poate să fie multe cauze. Sunt recunoscătoare pentru familia mea, pentru soțul meu și pentru copiii mei care mă iubesc foarte mult. Mă iubesc cu tot cu defecte, pentru că nu cred că e cineva perfect. Știu că am defecte pe parcursul anilor, pentru că am ajuns și eu la o vârstă. Am făcut multe greșeli, sunt conștientă și de asta, cu multe persoane. Poate am greșit și fără să vreau, dar soțul meu mi-a fost alături încă de la început. Deci, ca să vă faceți o idee, avem 19 ani de când suntem împreună, o fată de 17 ani și un băiețel de 11. Suntem o fată de unită și ne iubim și ne sprijinim și comunicăm foarte mult. Cred că ăsta este secretul unei relații și unei familii, cum trebuie comunicarea. Deci sunt recunoscătoare pentru familia mea, deci foarte recunoscătoare. Sunt recunoscătoare pentru toate experiențele negative, pentru că v-am zis, am trecut anul acesta, a fost anul când s-a rupt foarte multe relații, relații foarte importante pentru mine, cu cei dragi din afara familiei care mi-am construit-o cu soțul meu. Sunt recunoscătoare până și pentru asta. Mi-a fost foarte greu să trec peste. Mi-a luat câteva luni de gânduri și nu înțelegeam de ce. Mai multe gânduri. Am trecut peste, dar nu pot să zic că nu mi-este greu. Mi este greu în continuare. Dar asta este situația, asta este viața. Nu avem cum să... Știți cum se zice vorba aia românească, iubire cu sila nu se poate. Chiar dacă din partea ta, din partea mea, exista treaba asta, din cealaltă parte poate nu era. Acum nu pot să zic că nu era și de acolo, dar în fine, sunt recunoscătoare până și pentru asta. Și ce am învățat anul acesta a fost să nu mai am așteptări. Pentru că defectul meu cel mai mare, ăsta era, aveam așteptări din partea celorlalți. Dacă eu ofeream iubire și înțelegere și sprijin și ajutor, mă așteptam ca și ei să-mi ofere la fel sau chiar dacă nu mi oferea, că nu neapărat să-mi ofere la fel, că m-am ajutat și am fost acolo, că așa am vrut eu, mi-a făcut plăcere, dar totuși să nu mi răspunzi înapoi cu dispreț și răutate și judecată, adică să mă judece pentru anumite treburi care chiar nu le făcuse. M-am învățat să nu mai îmi cer iertare pentru lucruri care nu le-am făcut. Mi s-a întâmplat foarte des și anul acesta am realizat asta, probabil că din cauza traumelor care le-am avut în copilărie,
să-mi cer iertare fără să fac nimic greșit. Și chiar dacă am făcut o greșeală, nu era de cerut iertare dacă erau din ambele părți. Da, deci am învățat să nu mai îmi cer iertare pentru lucruri care nu le-am făcut, doar ca să fie pace. Eu sunt zodia balanță, ca să înțelegeți. Nu-mi plac conflicturile și tot ce se întâmplă, dar și când ajung acolo să formează un război și de la mine și de la celălalt. Da, nu mai îmi cer iertare și da, sunt recunoscătoare pentru experiențele grele care mi s-au întâmplat anul acesta și pentru cele bune sunt recunoscătoare. Eu mi-am făcut o listă cu ce vreau să spun, pentru că atunci când vorbesc în fața camerei și o să mă audă și altcineva, aș vrea să mi le aduc aminte. Am învățat să mă iubesc pe mine și că sunt de ajuns pentru cine contează în viața mea. Deci mă iubesc pe mine până acum. Nu, deci până anul acesta n-am realizat. M-am tot chinuit să fac pe plac la toată lumea. Chiar dacă m-a jignit cineva, am tăcut, am ținut suferința în mine și am tot încercat prin diferite metode, modalități, să le fac pe plac, să nu zic nimic. Chiar dacă m-au jignit ei, eu să tac, să plâng în camera mea, în casa mea, așa, și tăceam și încercam să fac în așa fel să fie totul bine. Să vă dau un exemplu, am fost certată un an de zile cu cineva și care are ceva, adică e în inima mea, deci e cineva care mi este foarte apropiat, rudă, dar nu soțul și copiii, nu vreau să dau detalii. Nu am vorbit cu mine un an întreg, dar nu ne-am certat. Și după un an au decis că vor să vină înapoi în viața mea, după ce mă obișnuisem cu ideea oarecum, mă liniștisem un pic. Mi-am pus întrebări un an de zile de ce. Aș fi vrut să știu motivul. Mă, nu vorbesc cu tine din cauza aia. Ai făcut o greșeală și uite, de-aia m-ai deranjat și n-am mai vorbit cu tine. Nu, deci în momentul când au venit în viața mea înapoi, au venit și gata. Nu am discutat de ce s-a întâmplat, de ce n-ai vorbit cu mine un an și așa mai departe. Și ăsta e un lucru bun. Am învățat și asta, deci măcar spunem că poate am zis ceva. Într-o discuție, ai zis ceva care te-a deranjat pe tine și eu nu mi-am dat seama, că știți, sunt desconștienți toți, că poate zicem lucruri care pe noi nu ne deranjează, dar îi deranjează pe ei. Și mi se pare corect să îmi spui ce te deranjează. Eu funcționez pe bază de comunicare, deci dacă nu comunic, m-am certat cu cineva sau ai ceva neregulă, e musai să discut. Hai să discutăm, uite, pe mine m-a deranjat aia, să discutăm ca relația cu frații, cu să fie ok, dar nu, din partea mea e comunicare, numai că mi-a fost frică să și comunic de multe ori, pentru că de teama de a deranja și de a-i face să îndepărteze și mai mult. Anul acesta v-am zis, am realizat și asta și sunt recunoscătoare și pentru asta. Sunt recunoscătoare pentru omul care am devenit. Deci chiar sunt recunoscătoare. Suntem în luna decembrie, pe 21 decembrie, pentru că am vrut să fac acest filmuleț și am trecut și nu am reușit, că nu am avut timp. Și acum mi-am făcut timp să-l fac. Sunt recunoscătoare pentru voi, cei care mă urmăriți, pentru că mă sprijiniți oarecum. Ați văzut că eu nu am mulți urmăritori pe canalul meu. Mi-aș dori să am mai mulți. Nu prea am avut timp să postez lucruri așa multe și au fost multe care s-au întâmplat și am avut stări și am intrat într-o oarecare depresie în vara aceasta și mi-a fost foarte greu. Eram conștientă din ce cauză, am realizat tot ce se întâmplă, doar că nu am știut cum să ies din treaba asta. Am avut susținere foarte multă din partea familiei mele și discuții foarte lungi și m-a ajutat treaba asta. Îi mulțumesc Universului pentru toate lecțiile bune și rele. Deci Universul ne ascultă și
Universul este Dumnezeu, de fapt, pentru mine. Deci cred în Univers și tot ce se întâmplă e o forță și mulțumesc pentru toate lecțiile care mi le-a dat anul acesta și tot ce mi s-a întâmplat, pentru că v-am zis, toți avem de învățat și venim pe acest pământ cu un scop. Învățăm lucruri bune și din lucrurile și experiențele rele care mi se întâmplă în viață. Și eu chiar am învățat. Am învățat foarte multe despre mine. Nu despre ceilalți care deja sunt plecați din viața mea și nu-și doresc să mai aibă de-a face cu mine și nu vor să mai mă vadă. Pur și simplu am învățat despre mine multe lucruri. Am învățat să mă cunosc pe mine și să-mi accept defectele și să fiu recunoscătoare că da, sunt de ajuns. Nu e nevoie să fii pe placul tuturor, pentru că pe mine mă deranja foarte mult. Trebuia toată lumea să mă placă, că altfel era dezastru. Dacă nu mă plăcea toată lumea, nu. Îmi place cine trebuie. Asta spun și despre rude și despre prieteni și sunt recunoscătoare. Și, de exemplu, să dau un exemplu despre o prietenie. Am o prietenă de câțiva ani. Anul acesta și-a făcut și ea viața și s-a mai îndepărtat de mine. Eu sunt recunoscătoare și pentru asta. Să rămânem prietene are un loc în inima mea mereu, pentru că mi-a fost alături în cele mai grele momente ale vieții mele, când chiar eram la pământ. Soțul meu e plecat pe tir și de multe ori nici lui nu i-a mai spus multe lucruri, pentru că nu am vrut să-l supăr. Mă iubește foarte mult, îl iubesc foarte mult, dar aveam impresia că îi zic și suferă foarte mult și foarte mult m-a ajutat prietena mea cea mai bună, care acum nu mai suntem prietene foarte bune, dar suntem prietene bune, dar într-un alt sens. Nu ne mai vedem foarte des, dar rămâne aici, chiar dacă o să termine și o să-și facă viața, că ea nu e căsătorită și na, o să aibă altfel timp și... Dar da, sunt recunoscătoare și pentru asta. Mai am o prietenă care i-am greșit foarte mult, pentru că m-am grăbit să o judec când a greșit o singură dată, după foarte mult timp, când am avut așa în inima mea supărare cu ea, am realizat că am greșit și ea e mai mică ca mine cu, cred că cu 15 ani, 20 de ani, e foarte mică, eu am prietene foarte tinere față de mine și eu sunt tânără pentru că nu mă consider bătrână. Vârsta e un număr, contează ce ai în inimă și cum gândești. Și da, luna aceasta i-am cerut iertare. I-am zis, Ana, îmi pare rău pentru că te-am judecat și m-am supărat pe tine și tu ai încercat să vorbești cu mine, eu te-am ignorat, dar după ce am stat să mă gândesc foarte bine, mi-am adus aminte de toate momentele alea când tu mi-ai fost alături, deci când mi-ai fost alături și m-ai sprijinit, deci sunt foarte recunoscătoare și pentru asta. Deci da, un om străin poate să-ți fie alături, chiar dacă nu e de sânge, și să te sprijine. Ce mai intervine pe parcurs, că se mai îndepărtează relația, ne îndepărtăm una de alta, fiecare are lucruri de făcut, nu mai avem timp una pentru alta, dar asta nu înseamnă că nu e acolo când ai nevoie. Familia și soțul meu sunt totul pentru mine, deci pot să zic că pentru asta sunt cea mai recunoscătoare, deci am aici în listă chiar de două ori. Anul acesta m-am trezit spiritual și am spart un alt canal să te explic, dacă vreți să mă urmăriți și pe acel canal, am să pun, dar nu am, nu luna asta. M-am trezit spiritual și am realizat multe lucruri și anul acesta, pentru că am trecut prin multe traume și bucurii și traume, mi-am adus aminte traume din copilărie care nu mi le aduceam aminte. Deci am ajuns la vârsta aceasta, anul acesta, să-mi aduc aminte lucruri care eu nu știam că le-am avut, adică nu mi s-au întâmplat. Deci au fost acolo în subconștientul meu. Se spune că dacă nu ți-aduci aminte toată viața până la o vârstă anume și într-un punct al vieții ți-aduci aminte de ele, înseamnă că ele au fost în subconștient undeva ascunse, să te protejeze, să poți să faci față, să mergi mai departe. Și cred că asta s-a întâmplat. Nu prea mă bucură că mi le-am adus aminte și prefera să nu mi le aduc, dar totuși v-am zis, tot ce mi se întâmplă, se întâmplă cu un motiv. Mi-ar place ca toți să urmați treaba asta cu recunoștința, mai ales că sunt în ultima lună a anului.
de sărbători. Și, da, să fim recunoscători pentru părinți, sunt recunoscătoare pentru părinții mei, care ambii sunt bolnavi, au boli cronice și e foarte dureros că au și o vârstă și eu nu vreau să mă gândesc mai departe. Sunt că părinții minunați au greșit mult în copilăria mea pentru că am zis că am foarte multe traume, dar sunt din generația aceea 80-90 și știți și voi că părinții din generația, mai ales mamele noastre, erau foarte coropsite și acum fiind și eu mamă, am trecut și eu prin multe experiențe până am învățat cum trebuie să fiu mamă. A fost un greșeli mici, mari la început și acum e totul bine. Da, chiar sunt recunoscătoare și pentru filmulețul acesta, că mi-am făcut timp să-l fac și să-l postez. V-am zis, aș vrea să mai fac unul în care să vorbesc cu camera, în care să vorbesc despre spiritualitate. Nu vă gândiți că sunt expertă, dar sunt câțiva ani de zile de când practic treaba asta. Spiritualitatea însemnând, a zis cineva o vorbă, cel care este bun este mai credincios ca cel care calcă pragul bisericii în fiecare duminică. În sensul ăsta n-am nimic împotriva la cei care merg la biserică, că și eu merg, dar nu foarte des. Cred în treaba asta cu bunătatea și dacă suntem buni și nu facem rău intenționat, că rele din alea, fără intenție, face toată lumea, că v-am zis și mai devreme. Poate nu-ți dai seama când zici ceva rău. Contează foarte mult. Foarte mult să fii bun la suflet. Și cu asta vine totul în viața ta. Tot ce e bun. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, dacă l-ați vizionat până la sfârșit. Și ne repetăm la următorul filmuleț. Eu sper să mai pun filmulețe până la sfârșitul anului. Azi este în 21, soțul meu ar trebui să ajungă mâine sau sâmbătă acasă, din deplasare. A fost un an, chiar îi spuneam și lui aseară, că nu am simțit spiritul sărbătorilor, pentru că atunci când el pleca, nu suntem complexi. Mulți o să înțelegeți asta, mai ales care aveți familie plecată în afară. Dar totul este spre bine. Am zis, totul se întâmplă cu un motiv. Ce să vă mai zic, dacă nu o să mai fac un filmuleț să vorbesc față în față cu voi, ceea ce nu știu dacă o să mai fac, că nu știu dacă mai am timp, pentru că sunt și sărbătorile. Eu vă urez un Crăciun fericit, plin de bucurie și de liniște sufletească și de bunătate și multă sănătate alături de cei dragi inimii voastre care vă sunt la suflet, pentru că asta înseamnă sărbătorile de iarnă familie. Să aveți tot ce vă doriți, în primul rând bunătate și sănătate și totul vine la pachet. Dacă este bunătate, totul vine la pachet, pentru că karma există și dacă facem rău, primim rău înapoi, dacă facem bine, primim bine. Ideea este că nu trebuie să faci bine forțat, că îți este frică că dacă faci rău, ți se întâmplă rău. Trebuie așa să vină natural treaba asta, nu trebuie să faci... Da, vă mulțumesc mult și mă bucur că am stat de vorbă cu voi. Nu știu cât de bine a ieșit filmulețul ăsta, dar am să-l postez așa cum este el, pentru că îmi este greu să vorbesc așa. Poate mai m-am și bâlbâit, am mai zis și vreo greșeală. Așa, dar în fine, asta sunt eu, așa mă cheamă. Vă mulțumesc mult și ne revedem la următorul filmuleț. Oricum o să vină câteva filmulețe și cu cumpărături și cu ce mai urmează de sărbătorile astea. Vă pup dulce!